Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție. Îmi face plăcere să vă anunț că a revenit în platoul nostru doamna Lavinia Betea. Bună ziua, doamnă, vă mulțumesc pentru prezență și n-a venit cu mâna goală. A venit cu ultima carte scrisă, ce s-a întâmplat de fapt, un dialog între domnia sa și fostul primul șef al SRI-ului de după Revoluție, Virgil Măgureanu. Un dialog despre perioada post-decembristă, spuneți dumneavoastră, și aș completa eu, dar și cu trimiteri, cu punți înainte de 89, cu foarte multe date istorice, cu foarte multe borne istorice în epoca ceaușistă, relevante totuși pentru epoca post-decembristă, și o să vedeți exact despre ce este vorba din acest dialog care va decurge în minutele următoare. N-aș vrea să vorbesc eu mai mult despre carte decât o veți face dumneavoastră, dar eu m-am bucurat să o parcurg, în sensul în care eu la Revoluție eram foarte, foarte mic. Deci pentru mine e încă un puzzle, încă o piesă de puzzle în acel mare tablou care a însemnat Revoluția Română și tot ce s-a întâmplat în acei neguroși ani 90. Cum v-a venit, de fapt, ideea să stați de vorbă cu un șef de serviciu secret, Virgil Măgureanu pe numele lui, care prin prisma meseriei cred că are o abilitate uluitoare de a cosmetiza, de a farda, de a ocoli, de a manipula și de a strâmba adevărul? Nu vă gândiți că și acesta este un stereotip? Poate că da. Dacă ești șef de servicii speciale, se crede că ești un extraordinar manipulator. Însă, dacă te gândești în ce rezidă munca unui șef de servicii speciale, și în carte există niște trimite, eu am încercat să-l întreb ce făcea exact în calitate de prim director al SRI-ului. Care era munca sa? Și vedeți, lucrurile ies oarecumva altfel, pentru că un șef de servicii speciale conduce, acum îi zice agenție, hai să-i spunem o organizație, o instituție, care însumează câteva sute, câteva mii, poate, de oameni care au atribuția de a culege din teritoriu, cum se spune, informații. Informațiile acestea de la bază, strânse de la diverse surse, iau acolo diverse clasificări. Eu vă spun dintr-un început că nu sunt expertă în servicii speciale, dar revenind la acești culegători de informații, acești ofițeri de informații, despre care oamenii presupun că sunt niște inteligențe formidabile, așa și spune acum serviciul de inteligent, nu? De inteligență, da, un termen de împrumut. Care până la urmă un pattern destul de comun cu gazetarii. Și dacă ați citit cartea, vedeți că eu încerc să aflu într-un anumit moment dacă SRI-ul a avut în anii 90, la începutul anilor 90, o linie foarte exactă de infiltrare a presei cu foarte mulți informatori sau ofițeri. Și răspunsul e foarte ezitant. Nu, răspunsul este de andoasele, cum ar veni. Nu-mi spune, am avut o linie, am preluat-o din Uniunea Sovietică sau am preluat-o de la americani, sau pur și simplu așa ne-am gândit, că eu asta îl întreb. Cum ați făcut asta? Ați avut un proiect sau văzând și făcând? Și de fapt îmi răspunde cu un fel de semi-întrebare. De fapt, n-ați văzut că peste tot în lume gazetarii sunt cei mai buni?
da. în astfel de misiuni și că peste tot în lume e există. Bun, dar e clar și că această practică a continuat peste timp, sigur, pentru că l-am avut pe George Maior în dialog cu Dan Andronic, proprietarul acestui trust de presă, care peste ani mărturisea că da, avem oameni în presă. Unii s-au și devoalat, pe alții putem ghici de la televizor foarte ușor, din articolele pe care le scriu și pe care le semnează. Dar aș vrea să facem o adăugire de început, doamna Betea, de ce e foarte important personajul Virgil Măgureanu. Pentru cei care nu știu, poate este cel care a făcut tranziția de la securitatea lui Ceaușescu la serviciu democratic al lui Ion Liliescu, primul serviciu de intelligence al României post-decembriste. Construit pe cadavrul vechii securități, cu cadre din vechea securitate, după cum singur mărturisește, jumătate din efectivul securității a fost folosit la temelia creierii Serviciului Român de Informații. E foarte importantă baza asta de plecare în dialogul nostru pentru a înțelege cei de acasă, de fapt, importanța acestui personaj. Și un alt cârlig foarte important care mie mi se pare, și pe care episod pe care l-am savurat, mărturisesc, lecturând cartea dumneavoastră, se autoproclamă unul dintre complotiștii de bază care s-a construit în regimul Ceaușescu, în această năzuință de răsturnare a regimului. Pe alocuri m-a bufnit râsul, dar o să detaliem pe parcurs. Bun. Revin la explicația aceasta a mea și la stereotipul vicleniei și expertului în manipulare, care ar trebui să fie un șef al serviciilor speciale. Dar un serviciu special din zilele noastre, că noi totuși vorbim din zilele noastre, și construcția SRI-ului a fost o foarte dură încercare de a crea un aparat de informații în sistem democrat, pe ruinele sau pe temelia, cum vreți dumneavoastră să-i spuneți, sau cei care ne ascultă pe noi, a celei mai hulite instituții opresive din România, securitatea. Da. Și acum revin cu explicația mai departe. Deci, vin informațiile, ajung, eu știu, centralizate, selectate, la nivel județean, la nivelul compartimentelor de resort, da, și ajung în cele din urmă, sintezele respective, pentru că există un compartiment de sinteză, ajung la directorul serviciilor speciale, care are misiunea să informeze direct o anumită categorie de decizionari. Și vedeți, când ajungem aici și spunem că șeful serviciilor speciale trebuie să-l informeze pe președintele României, al cărui subordonat este de fapt, cum mai merge povestea cu manipularea? Adică cât îl alege președintele României când îl numește, după cât este de incorrect cu el însuși care l-a numit, pentru că aceasta este relația directă, de fapt. Până la urmă ar trebui să fie un individ destul de imparțial, destul de conștient de rolul său de sfetnic, chiar dacă nu este un sfetnic propriu. Să știți că nici psihologul nu are voie în ședința de psihoterapie să-i spună clientului său ce decizie să ia. Mm-hmm. Este absolut interzis. Acela ia decizia. La fel, cel care conduce serviciile speciale, pe cei care informează, poate să-i manipuleze, da, având un interes în funcție de informațiile care le dă, de conotațiile acestora, să ia o decizie sau alta. Dar ce interes are el? Iarăși întreb. Vedeți, explicând aceasta, eu cred că am demontat parțial acest clișeu al manipulatorului desăvârșit, care trebuie, de altfel, dacă ne uităm în spate și la cei care au succedat domnului Măgureanu, nu prea vedem pe niciunul dintre ei în ipostaza de mari manipulatori. Ei, lăsați că nu știu cât a făcut și domnul Măgureanu jocuri politice cu siguranță, dar cei care i-au succedat, cel puțin după 2000 încolo, s-au lansat în tot felul de jocuri politice și tot felul de arhitecturi supra-instituționale. Dacă ne uităm la perioada recentă, cel puțin cu Coldea, cu Chioveși și cu protocoale secrete și așa mai departe, lucrurile au cam luat o razna cu girul serviciilor secrete în România, de la un punct încolo. Dar, întorcându-ne la carte, doamna Betea,
tot timpul când am plecat în discuții cu dumneavoastră de la lucrările dumneavoastră, v-am întrebat ce v-a mânat în luptă. Și mi-ați zis, răspunsul dumneavoastră tot timpul standard a fost... curiozitatea proprie. Da, și am vrut să aflu ce am trăit. Acest dialog cu Măgureanu v-a mai ridicat din ceața acelor momente? V-a mai confirmat din păreri sau a adâncit și mai mult percepțiile despre acea perioadă? Mi-a confirmat ipotezele. Ar fi fost foarte bine dacă nu mi le-ar fi confirmat, dar eu am lăsat lucrurile deschise pentru că îmi doresc cititorul să afle care au fost ipotezele mele. Domnul Măgureanu a fost cel care a venit și mi-a propus facerea acestei cărți. Se întâmpla în urmă cu 2 ani și ceva și dânsul spunea, uitați, mă adresez dumneavoastră, am citit ce ați făcut până acum, aș vrea să stăm și noi de vorbă. Mărturisesc că n-am fost deloc atrasă de propunere, pentru că să scrii o carte de interviu e mult mai dificil decât s-ar crede de către cel care n-a făcut așa ceva. Apoi domnul Măgureanu mai avusese o carte de interviu cu domnul Stoienescu în care vorbiseră doar despre evenimentele din 1989. Sigur, puteam să am și eu această percepție, această stereotipie pe care ați etalat-o dumneavoastră la începutul conversației, cum se stau de vorbă. Dar mie mi s-au confirmat câteva dintre preconcepții parcurg în carte, adică... Cum să stau de vorbă cu un manipulator desăvârșit, că orice mi-ar spune eu trebuie să înghit, că n-o să am replică și n-o să pot veni așa cum am făcut când am stat de vorbă cu Ștefan Andrei, cu ceea ce citeam în arhive, pentru că arhivele SRI-ului nu prea sunt declasificate. În paranteză fie spus, ce au declasificat ei acum în cinstea noului an 2023, erau niște rapoarte pe care în bună parte eu le-am citit ca sinteză în arhiva lui Virgil Măgureanu, sinteza pe care el a prezentat-o în Parlamentul României în urma solicitărilor comisiei care se ocupa de cercetarea evenimentelor din 89. Deci inspectoratele acestea teritoriale din subordinea SRI-ului informaseră, făcuseră ei la rândul niște sinteze despre evenimentele din 89. Deci asta a declasificat acum SRI-ul. Niște lucruri care s-au prezentat în 90 în Parlamentul României. Și rezerva aceasta a mea s-a topit, scriu de altfel în prefață, citind încă o dată un pasaj din Iacovlev, care spune că în 89 primea o sumedenie de scrisori de intervenție, dar că ei n-au intervenit. Apoi mi-am amintit că am coordonat o campanie la Jurnalul Național în 2010, un fel de retrospectivă a anului 1990. Mi-am amintit ce am trăit eu însă, fiind gazetar în 89 la Arad, și cum percepeai toate aceste uluitoare schimbări de după 89, de la nivelul unui ziar județean. E mai limpede să am vezi. Am văzut că aveți tot timpul trimiteri la ce am trăiți. Într-una trimiteri la și ceea ce... Și confruntați cumva cu experiența personală. Cu un alt tip de realitate decât aceea pe care o avea el ca om de birou, pentru că era un om devenise, un om de birou. Haideți să le spunem celor de acasă. Cine e Virgil Măgureanu înainte de 89 și cine a devenit după 89 Virgil Măgureanu? Virgil Măgureanu are o biografie până la un punct destul de tipică intelectualilor de primă generație. S-a scris prea puțin și n-a fost studiată aproape deloc această categorie din România, extrem de importantă în istoria secolului 20 din țara noastră, intelectualul de primă generație. Vine dintr-o familie de țărani care își doresc și ei, după ce au fost în Ardealul de Nord, se mută în fertila câmpie a Banatului,
doresc și ei să prospere și nu văd altă prosperitate ca orice țăran cu orizontul destul de limitat de, și de rădăcinile lui și de propria lui viață, nu văd altă posibilitate de bunăstare decât aceea a pământului. Colectivizarea aceea care produce tot felul de fracturi în viața oamenilor, nu numai în viața țării, și se întâmplă, cum mi s-a întâmplat și mie mai târziu, se întâmplă să ajungi într-o bibliotecă. E o revelație a unei prime generații care o trăiește. Pentru că înaintea noastră, părinții noștri nu pășiseră într-o bibliotecă. Și mi-aduc aminte de fiecare dată, există un roman minunat a unui chinez care trăiește și scrie din Paris, Balzac și micuța croitoreasă, cum lectura unui roman de Balzac a schimbat întru totul viața unei mici țărânci chinezoaice. Cam așa s-a întâmplat și cu el, așa s-a întâmplat și cu mine, așa s-a cam întâmplat cu noi cu toți. Vrea să meargă la școală, părinții nu sunt foarte încântați decât până la un anumit nivel, ceea ce face un copil să înțeleagă că trebuie să o facă prin forțe proprii, și aici iarăși este un lucru foarte diferit față de zilele noastre. Faci o școală profesională de textilă pentru că aia îi se arată întâi în față, ajunge pedagog, sigur este un elev bun, este un elev conștiincios, este un om disciplinat, le vezi pe toate acestea uitându-te la persoana adultă, are loc o primă încercare a securistului de a-l racola ca pedagog, copilul de la țară a ajuns pedagog, încă nu este activistul UTM, semnează acea cerere standard că va fi de folos autorității, rămâne acea cerere care va fi scoasă la lumină în 90, când încep schimbările, încep punerile pe liber ale vechilor cu funcții, de către cel ajuns director al SRI-ului, merge mai departe la facultatea de angajament filosofie. Angajament pe care îl expediază în dialogul cu dumneavoastră, nu-i acordă foarte multă atenție? Nici nu prea poate să-i acorde multă atenție, pentru că, acum vreau să vă spun în paranteză, cred că în anii 60 erau totuși în racolări, dacă nu erau necesare pe un anumit caz, cred că erau interzise manipulările. Dacă erai la internet, să știți că era foarte ușor să strecoare cineva cămașa altuia în dulap și pe urmă să te acuze că ai furat totul și după aceea să te oblige să semnezi un angajament. Dar nu se făcea așa. La noi, în clasa mea de la liceu pedagogic, i-au luat și li s-a propus să devină informator colegilor care au spus că aș dori să meargă mai departe, le scriseseră și ei când au fost întrebați ce vrem să facem după terminarea liceului, au scris că vor să urmeze o școală de ofițeri, da. Și au fost contactați. Deci aici nu va fi fost prea greu. Un post de pedagog care îți permitea să faci liceul la seral și care îți permitea să ai o anumită lejeritate în a învăța, în a te pregăti, nu cred că a fost deloc greu și dacă noi n-am aflat urmările, asta înseamnă că se confirmă ceea ce spune el, nu au avut nevoie de el mai departe. Nu au avut nevoie. Sau poate vor fi fost niște schimbări înăuntru sau au avut mai multe angajamente, n-a fost cazul. Ajunge la București, cum vă spuneam, face facultatea de filozofie, vine de la țară, e disciplinat, e dornic de învățătură, este o vocație aceasta a dorinței de a învăța, de a ști. Și mai este și, cum să spun, mândria aceea. Eu sunt primul din generația mea care am ajuns să fac o facultate. Da. Pe care generația de acum nu o cunoaște, nu o are. Și acolo la fel, intră în atenția, are un dosar beton. Deci a fost muncitor, conta enorm să ai școala fabricii, a fost pedagog, deci avea un anumit tact pedagogic, o anumită experiență pedagogică și este selectat
pentru a profesa la Ștefan Gheorghiu. Cei care au terminat înaintea noastră cu 10 ani au avut cu totul și cu totul alte posibilități de inserție socială. E o mare diferență între generațiile anilor 80 și generațiile anilor 70 sau anilor 60. M-am folosit de acest prilej să știți că e un lucru, zic eu, bun pentru istorici. Nu mă refer la cei de acum, mă refer la cei care vor veni, să găsească cât mai multe date despre ce au însemnat aceste școli de partid. Academia aceasta Ștefan Gheorghiu este cea mai înaltă școală de formare a elitelor politice și economice. Acum, puțin știu că, dacă am transpune în limbajul zilelor noastre, ar fi într-adevăr niște cursuri de formare de manageri, de manageri politici, de lideri politici, de manageri economici. Niște cursuri de specializare. N-a existat niciun director, niciun șef de secție mai răsărit în România anilor 80, care să nu fi trecut prin Ștefan Gheorghiu. Da. Nu degeaba au distrus arhivele. Sigur. Ca să nu se mai știe după cine vine cu formarea la Ștefan Gheorghiu. Bun, și acolo povestește el în cartea dumneavoastră contactul cu lectura interzisă marelui public. El este fascinat în categoria intelectualilor. Te simțeai într-adevăr un ales dacă aveai acces la literatura de specialitate care nu intra în biblioteci sau în librării, exact, ca să fie accesibilă oricui. Vă miră asta în carte și după aia tot dumneavoastră vă dați explicația spunând că într-adevăr partidul era conștient de faptul că ca să poți combate trebuie să cunoști. Sigur, este și această practică importată din Uniunea Sovietică. Se spune că în vila lui Beria se afla literatură străină la zi, și beletristică și de specialitate. Era casa care avea cea mai grozavă bibliotecă din Uniunea Sovietică. Că n-o fi citit-o Beria, asta este altă problemă. Dar vă dați seama cum era când te-ai fi aflat într-un cer de intelectuali sau într-un cer de prieteni, tu să poți vorbi despre procesul lui Antonescu. De așa ceva nu se mai vorbea. Da. Erau câțiva care aveau acces. Cum era să poți să citești psihologia politică, o istorie a psihologiei politice a lui Madeleine Garavitz și Leca. S-ar fi uitat ceilalți la tine cu gura căscată. Cum știi tu așa ceva? Iar acolo erau. Plus că acest contact cu elitele, pentru că acele erau elitele României, îți dădea o formidabilă conștiință de sine. Apoi el face un plus doctorat. Plus că e ceva ce pare ce conștientizează foarte rapid, și anume capacitatea de a-și dezvolta o rețea proprie de colegi, de studenți, îndrumători, de lucrări. Prin prisma acestui post de la Ștefan Gheorghiu, el are... își face contacte diverse în toată țara. Bineînțeles, acești oameni, încă o chestiune, el care îl vor ajuta el mai târziu are în un carieră. Doctorat în domeniul doctrinelor politice contemporane. În anii 70, doctrinele politice contemporane de asemenea erau apanajul unor ale, și noi am făcut în facultate disciplina respectivă, dar noi n-ajungeam niciodată să mai vorbim despre ce învățasem noi la cursul respectiv. Cert este că profesorul care îți preda ție doctrine politice sau doctrine economice contemporane părea un individ ca dacă era un mediocru printre la nivelul capacităților profesionale, chiar dacă el era, să spunem, un marginal prin disciplina pe care o preda printre ceilalți profesori, pentru că nu era o disciplină fundamentală, sigur, cum se numesc acum în curicula universitară, în relația cu studenții face o figură formidabilă. Păi vreau să vă spun că în 90, studenții de la Facultatea de Filozofie Istorie din București, cealaltă secție Istorie-Filozofie, când s-au întors din vacanță, au făcut o frumoasă grevă prin care i-au dat afară pe cine? Pe profesorii de istorie contemporană, și în schimb
profesorul care le preda istoria antică li s-a părut un veritabil dizident. Mm. Când de fapt și acela preda istoria antică tot prin grila marxistă, sigur, dar n-avea cum să vorbească despre congresul partidului de nu știu unde. Deci dacă veți sta dumneavoastră de vorbă cu orice student care a trecut prin Ștefan Gheorghiu și l-a avut profesor pe Virgil Măgureanu, veți afla că erau plini de admirație. Bun, era tânăr, vehicula niște idei ceva mai liberale. Era disciplina în sine. Să vorbești despre eurocomunism, să vorbești despre noua stângă, să vorbești despre noua dreaptă. Da. Când Scânteia nu spunea așa ceva, când erau dezbateri privind raportul lui Ceaușescu cu eurocomunism, erau niște lucruri formidabile. A încercat unde mi s-a părut ușor ridicol efortul dumnealui în a-și construi un soclu al conștiinței de țară, de neam, punându-se în dezacord total cu politicile partidului, mai mult decât atât cu politicile lui Ceaușescu, care se confundau cu cele ale partidului. Are el și câteva momente în care vorbește despre trezirea conștiinței. N-ați simțit cumva că încearcă să-și cosmetizeze trecutul acesta, pentru că se pune în mijlocul unor acțiuni care în plan public așa n-au prea produs valuri. Se autorecomandă ca fiind un complotist de vârf, aproape un dizident al regimului, un tip care de prin 70 a început să rimeze cu ideea dărâmării regimului, mai apoi a achesat la ideea soluției militare, mai apoi l-a întâlnit pe Ion Iliescu, cu care a început să conspire, nu știe exact pe unde, nu știe exact cum, dar îl deranjează ideea că a fost ridiculizată ideea complotului după 90, ca fiind făcută pe băncile din Cismigiu și între porumbeii din Herăstrău. Cum ați simțit acele episoade? Mie, ideea aceasta de nemulțumire față de Ceaușescu și de politica lui și de dorință... Da, pentru că în România anilor 80 nu exista să se adune doi sau trei intelectuali, da, care să fie mulțumiți. Toți erau nemulțumiți. Eu am lucrat într-un ziar județean 87 până în 93. Sigur, pe de o parte, oamenii aceștia care se victimizează spun ți era frică să spui bancuri, te lua securitatea dacă spuneai bancuri. Nu, nu, nu. Asta era pentru anii 50, 40 și ceva. În anii 80 se termina ședința de redacție, uh-huh, în ziar. Noi coboram, aveam un amărât de club al presei unde aveam dreptul la o cafea pe zi, în rest beam celebru nechezol, te duceai la masă și povesteai, pentru că tu mergeai în fabrici, vedeai tot ce se întâmplă și dacă erai profesor și dacă erai medic, știai care este realitatea și cu toții ne-am fi putut numi niște dizidenți în conversațiile noastre, dar asta nu este dizidență și nu este nici complot. Da, dar dumneavoastră aveați contact direct cu România și cu zbuciumul și României reale. El nu avea. Ba, da. El era un privilegiat al sistemului, un profesor la Ștefan Gheorghiu, cu un salariu mult peste media normală, că singur spune că atunci când a fost mutat la universitate i-a scăzut salariul dramatic și a suferit din cauza asta. Un tip care a își dezvoltat deja o rețea proprie, care avea acces la o lectură la care populația nu avea acces, care putea să fotocopieze oricând texte și să, după cum singur mărturisește, care dispunea, adică... Da, dar în străfundurile lui, lucruri pe care nu le va mărturisi nimeni, așa, în manieră direct, își dorea mai mult. Își dorea mai mult. A, bun. Oportunismul... Își dorea epocii mai mult. Și a spus cuvântul. Însă, revenind la realitatea pe care putea să o cunoască, putea să o cunoască foarte bine, pentru că și oamenii aceia care mergeau la Ștefan Gheorghiu se adunau în pauze, povesteau, spuneau despre realitățile lor. Eu chiar am dat un exemplu în carte. Da. Ce nebunie era în momentul plății datoriei externe, când la vagoanele din Arad stăteau zecile de vagoane aliniate în curte și nu plecau
nu erau exportate, dar noi nu știam de ce. Că nu-i făcut planul la export. Mm-hmm. Asta scria în ziar, că directorul nu ar fi știut nici el să-ți povestească. După am aflat că, de fapt, ele nu plecau, le-am găsit discutate la nivelul grupului de decizie, pentru că lipsea pentru finalizarea lor o anumită vopsea, și vopsea de import. Și Ceaușescu dăduse indicația prețioasă, nimic de import să nu se mai facă fără semnătura lui. Da. Deci el era vina pentru care nu se făcea planul la export. Iar în pauzele, și el era un om foarte avid de conversații, după cum ați văzut, da, și da, după da. Cum s-a văzut mai târziu, putea să afle toate aceste realități, plus că ei erau propagandiști ai Comitetului Central. Mm-hmm. Și erau trimiși în județe. Era un sistem, el și spune, a fost trimis și în ceva țări sovietice, da, ca propagandist al Comitetului Central. Și te duceai în județ, stăteai la hotelul partidului, te ducea ăla care era pus să se ocupe de tine, că erai un om care veneai de la centru, te ducea pe la un ceapeț, povestea pe drum cum merg lucrurile. Nimeni nu era mulțumit. Nu exista decât ședința aceea care era formală, unde toată lumea era mulțumită, adică erau mulțumiți aceia care nu puteau ieși din rând pentru că aveau o carieră. Bun, atunci vă întreb altfel, cum ați privit dumneavoastră ideea complotului în raport cu personajul Măgureanu și cum s-a dezvoltat ea pe mai departe până în momentul 89? Aș fi vrut să o privesc. A existat sau n-a existat? A fost sau n-a fost? Aș fi vrut să o privesc mai bine, dar a fost împiedicată. De exemplu, eu am pregătit pentru editare memoriile soției lui Ion Ioniță, cel care este considerat complotistul numărul 1. Da. Și care a murit în niște circumstanțe zise misterioase în 1987. Și eu i-am pregătit pentru editare memoriile acestui general Ioniță, dar acestea erau întrerupte la verificările de partid din 1948-1952. Și am cerut la Arhivele Naționale dosarul de cadre al lui Ion Ioniță. N-a fost trimis. Deci nu este dat spre cercetare. Este la armată. Și am scris la arhivele militare și mi-au spus că nu este conform legislației, nu știu care legislație actuale, nu este deschis cercetării. Eu speram ca de acolo să aflu ce a făcut Ioniță, de fapt. Ce se știe despre Ioniță? Că mă gândeam că poate se află un referat, așa cum se află în alte cazuri, în urma căruia vreo informație venită de la serviciile speciale, în urma căruia Ioniță va fi fost pensionată, că este un dosar de urmărire sau eu știu ce, iată că nu se poate. Deci acest complot despre care noi știm, despre care se tot vorbește, că ar fi fost în legătură cu dorințele conducerii sovietice de a-l schimba pe Ceaușescu, și acum avem suficiente date care nu vin neapărat din arhivele românești, din care cunoaștem că mai ales după 1968 s-a dorit ca Nicolae Ceaușescu să fie schimbat. Și, într-adevăr, sovieticii aveau suficiente argumente pentru această schimbare, cu un individ mai maleabil, cu un om care să nu le facă atât de multe probleme, cu cineva cu care se poate discuta, și asta mai ales în momentul în care Gorbaciov declanșează perestroica și când Gorbaciov spune explicit coechipierilor săi, avem discursurile lui Gorbaciov, coechipierilor din tratatul de la Varșovia și din Caer, că această reformă trebuie să se extindă la nivelul celor două organisme supranaționale. Da. Nu aceasta este terminologia, dar aceasta este pretenția lui Gorbaciov. Da. Și atunci, revenind la ideea de complot, da, desigur că schimbarea aceasta putea, eu chiar spun acolo,
să urmeze un curs asemănător cu felul în care s-a făcut schimbarea lui Hrușciov în 1964, și acolo Brejnev a făcut-o cu ajutorul armatei. Soluție sau... manu-militare de care vorbește și... Exact. Dar eu sunt convinsă, Agureanu. Eu sunt convinsă acum, vorbind aici în afara cărții, da, de un lucru pe care nu i l-am spus în manieră directă, că nu pot să comentez spusele lui și nu pot să-i spui unui interlocutor, nici să-l forțez să spună mai mult decât vrea, nici să spui nu te cred sau vai ce miracol am aflat de la dumneavoastră. Eu cred că într-o astfel de asociere, să-i spunem, într-o astfel de însoțire, și aveți acolo niște personaje, sigur, în însoțirea aceasta, toți trecuți prin Ștefan Gheorghiu, da, 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 toți care au ajuns după evenimentele din decembrie 1989 foarte aproape de Ion Iliescu și care au ocupat niște funcții înalte, deci îi regăsim pe toți. Eu cred că în modul de a fi și de a gândi la nivelul unei rețele care își propune o schimbare, din locul unde se afla interlocutorul meu, Virgil Măgureanu, gândea, e sigur că sunt unii care au grijă de asta. Nu este treaba mea să mă preocupe pe mine ce facem cu Ceaușescu sau unde da, el punem. Sau... El în dialog cu dumneavoastră se pune cumva în centrul temei de complot și vorbește de întâlnirile din 71, de întâlnirile din 81 cu Iliescu, din 84 din casa mamei adoptive a lui Iliescu. Ei cumva lasă să se înțeleagă, Măgureanu, că a existat un... o chestie programativă înspre acest ideal de schimbare. Este cam centru... ridicol să ne spui că ai luptat 18 ani pentru complot și a venit revoluția și până la urmă... Este în centru temei de complot prin apropierea de beneficiarul complotului, care s-a și dovedit a fi acela, da, pe care el îl intuise de la bun început. Îl identifică încă din anii cred 80. Că, da. Eu chiar îi spun, cred că a fost primul care i-a spus lui Ion Iliescu, dumneavoastră sunteți cel care ar trebui să urmați, uh-huh, dumneavoastră sunteți cel mai bun, sigur că nu cunosc formularea exactă. Da, spune la un moment exactă. Dat, la un moment dat, zice, da. Da, s-a dus la Timișoara, uh-huh, s-au întâlnit, nu era singurul care credea acest lucru și mai ales oamenii nu știau că un conducător comunist, deși Lenin spusese că funcțiile acestea ar trebui să nu fie până la moarte, mai mult decât atât, Lenin fusese destul de cinic și spusese că după 50 de ani revoluționarii nu mai sunt apți de revoluție, de a conduce, de schimbare și că ar trebui trimiși la strămoși după 50 de ani, că altfel devin niște birocrați. Cert este că acești foști revoluționari, în momentul în care pun mâna pe putere, nu mai doresc să o lase. Bun, vă întreb ceva. Credeți că complotiștii au făcut revoluția sau revoluția i-au trezit pe complotiști la viață? Îmi răspunde el indirect, aveți răspunsul. Eu îl întreb, în finalul unui capitol, dumneavoastră ce spuneți, preluând titlul unui film? A fost sau n-a fost revoluție? Răspunsul este... N-a fost. Da, dar știți ce m-a pus pe gânduri? Că acest dialog cu domnia sa e contrazis de o relatare a domniei sale de început de carte, când povestește că revoluția l-a prins cu un bilet de tren cumpărat de nu știu când și pleca acasă în Ardeal și era cât pe ce complotistul numărul 1, mastermind-ul acestei operațiuni, să rateze revoluția. Hai să zicem beneficiarul numărul 1, okay, care și el a ratat-o, dacă era cât pe ce să rateze complotul. Cam ridicolă situația. Ion Iliescu era în Casa Scânteii, nu? Da. Se dusese liniștit la serviciu, nu? La ora 8 dimineața. Mă rog. Păi, liniștit s-a dus cu certitudine. Se pare că Lina Ciobanu l-a sunat, hai Ioane. Hai Ioane, că a venit vremea ta, aș zice eu mai departe. Da. El nu este complotistul numărul 1. El este omul cel mai apropiat de beneficiarul complotului. Se recomandă ca fiind. Eu m-am amuzat de altceva. Vă rog.
Că au fost multe momente care pe mine m-au amuzat. Eu m-am amuzat de replica lui Ion Iliescu când se revăd. Tu de unde vii? Din Zalău, da. Probabil a răspuns. Păi de ce n-ai fost pe baricadă la Intercontinental, spune. Îl întreabă Ion Iliescu, care nu fusese pe baricadă la Intercontinental. În mintea mea, sigur că s-a ivit declicul acesta, baricada asta de la Intercontinental, era un loc marcat. De acolo doar Petre Roman a reușit să vină, sau mă rog, a zis că a venit de acolo. Și au mai fost alții care i-au acreditat parcursul. Exact. Da. Exact. Așa cum s-a făcut, de fapt. Dar rămânând la ideea complotului, da, bun, multă biografie contrafăcută raportat la personajele acelor vremuri, doamna Betea. O, ce poză frumoasă ați găsit cu Ion Iliescu. Da. Spuneți-mi așa, despre destinul de complotist al răsfățatului regimului până la un punct Ion Iliescu, ați aflat ceva noutăți? De la Măgureanu? Despre destin? Da. Nu, nici nu m-a interesat despre destinul, destinul de complotism. Mi s-a părut la un moment dat într-o misiune Măgureanu în a-l proteja pe Ion Iliescu, în a-l valida încă o dată ca singurul capabil să gestioneze acele zile revoluționare. Mi s-a părut într-un efort, repet, de... Nu să gestioneze acele zile revoluționare, ci singurul validat ca succesor. Deși nu făcuse nimic deosebit care să îl legitimeze ca succesor al lui Ceaușescu. Tocmai aici este la noi o mare problemă, aceea lipsei de legitimitate. Pentru că, vedeți dumneavoastră, după cel de-al doilea război mondial, s-a fantazat mult, chiar și de către istorici de o anumită considerație, cât era de îndreptățită Ana Paucăr, ce deșteaptă era femeia aceea, ce formidabilă, școlită și așa mai departe, în raport cu Gheorghiu Dej, să ia cârma Partidului Comunist din România. Ei, nu este deloc așa. Pentru că Gheorghiu Dej și echipa lui, care au ieșit din închisori, erau legitimați de ideologia pe care o reprezenta Stalin, sovieticii fiind stăpânii în România, România fiind țară învinsă în război, ei ieșeau din închisoare și puteau fi prezentați foarte adecvat cu eticheta, iată, aceștia sunt cei opresați de regimul burghezo-moșieresc pentru că au fost comuniști, pentru că s-au opus războiului și iată ce li s-au întâmplat, au stat în închisori, au zăcut ani și ani și așa mai departe. Erau niște personaje validate. Din coace, dacă mergem, dumneavoastră vă place mult ideea cu complotul. Da, mi se pare cea mai seducătoare dintre toate cele discutate. Întrebarea dumneavoastră este, de fapt, a fost sau nu a fost complot? A fost, da, exact. Aceasta este întrebarea. Da. Ceilalți nu sunt validați. Deci ei sunt niște oameni care reprezintă o rețea, o rețea de nemulțumiți. Da, da, era o nemulțumire de asta în termen privat, doamna Betea, sau a fost o nemulțumire a unor oportuniști care au stat la pândă și au așteptat cotitura destinului? Nu pot să pun astfel de etichete. Nu, pentru că destinul, sunt întrebări, nu sunt. Destinul, ei erau foarte convinși. Bine, că... Bine, vă întreb altfel. Complotiștii au pus în mișcare un mecanism care s-a concretizat într-o revoluție... Fie ea și 20 de ani, la 20 de ani distanță, sau pur și simplu ei au complotat în intimitate și s-a întâmplat revoluția și cumva ideile au fost convergente? Eu aș spune da la cea de-a doua ipoteză a dumneavoastră. Am înțeles. Și aș spune da, mergând și pe firul acestor istorii. Însă, vorbeam de Ion Iliescu. De fapt, Ion Iliescu este un personaj principal al acestei cărți. Da. Există o foarte bună carte despre cele întâmplate în decembrie 89 în România. Este teza de doctorat a lui Anneli Ute Gabani, un doctorat în politologie într-o universitate americană, ea fiind documentaristă la Radio Europa Liberă în anii 80. Și ea face o foarte reușită analiză
În această carte, pe profilul lui Ion Iliescu, ce reprezenta Ion Iliescu? Ion Iliescu e prezentat ca un nod al unor categorii, al unor rețele teribil de importante în România anilor 80. Este rețeaua foștilor studenți în Uniunea Sovietică, care îl cunosc cu toții pe Ion Iliescu, îl stimează și îl apreciază. Șef al studenților români. Sigur că da. Acești foști studenți în URSS toți au intrat în structurile elitelor, în principal a elitelor denumite nomenclatura 2, adică a oamenilor cu funcții în economie. Da. Este recunoscut, este un not în rețeaua foștilor fidei legaliști. Este un nod important în rețeaua tehnocraților, editura tehnică pe care el a condus-o și calitatea sa de președinte al Consiliului Apelor l-a pus în contact cu toată lumea care a valorat ceva sub raport managerial în economia românească. Este un nod în rețeaua activiștilor de partid în două zone și de nivel central, în două zone foarte importante, Iașul și Timișoara. Este un nod în rețeaua aceasta a nomenclaturiștilor, a fost secretarul cu propaganda. Deci vă dați seama că acest Ion Iliescu este un personaj, un fel de ancoră a speranțelor. În plus, din punct de vedere imagistic, el se pliază foarte bine că oamenii nu se gândeau că se termină regimul comunist. Nu, că vine o forță, vine o formă mai umană. Sigur că da. Vine un activist de partid care prezintă o deschidere, o deschidere mentală, o deschidere programatică mai mare și în același timp imagistic este un om mai apropiat, reprezintă mai bine, nu știu cum să zic, tipologia aceasta a conducătorului mai apropiat de zâmbetul democrației occidentale. Ei, și tot ce v-am spus, de tot fiorul perestroichist și de toate schimbările care... Până acum, cred că veți da dreptate că Ion Iliescu, din aceste puncte de vedere, era consensual speranțelor lui Virgil Măgureanu și a altora care își doreau în primul rând o schimbare de generație. Asta explică cumva și cursul firesc și asumarea imediată a noului aparat de conducere ca lider pe Ion Iliescu. Exact. Exact. Și el descrie foarte bine în haosul acela care era în zilele de decembrie 89 la televiziune în sediul fostului Comitet Central că au apărut diverse grupări. Însă acest Ion Iliescu a întrunit în cea mai mare măsură aderența celorlalți. Da. Iar el este în proximitatea lui Ion Iliescu. Tratați de altfel în carte momentul 89, mă rog, momentele astea complotiste de înainte 89, conexate cu datele biografice ale lui Măgureanu, după care aveți niște borne foarte clare. Momentul 89, mineriadele, Duminica Orbului... Da, sunt evenimentele cele mai importante din... anul acela extrem de dens, primul an al schimbării, da. 1990. Vedeți, dumneavoastră spuneați că aveați 2 ani când s-au produs evenimentele din 89. E o vârstă din care nu-ți amintești nimic, absolut, de fapt. Nimic. Poate niște flash-uri pe la 2-3 ani, ceva imagine care va... De asta devorez fiecare carte pe care o prind în acea perioadă, ca să înțeleg ce a fost. Nu vă puteți imagina cum au trăit oamenii. A fost, cred că viețile celor care au trăit anul 1990 sunt ceva mai scurte datorită stresului care, sigur că nu-l putem cuantifica, datorită stresului pe care l-au înregistrat la nivelul a tot ce se petrecea în România atunci. A fost acea nebunie cu ajutoarele. Noi toți ne imaginam și eram obligați să ne imaginăm asta, în primul rând, de ceea ce se contura atunci a fi presă de opoziție și opoziție, un,
O naștere cu foarte multe dureri, aceasta a opoziției. N-ai putut să spui, noi credeam că, și eram persuadat să credem asta, că nouă ni se trimit ajutoare, cât am fost noi de bravi, nedemaipomeniți, când de fapt era, dacă privești retrospectiv, un fel de încercare de abatere a atenției. Bateți-vă voi acolo pe niște pături, pe niște vechituri, pe nu știu ce, denunțați-vă unii pe alții care primar a luat, care femeie de serviciu a depozitat, și noi vedem ce se întâmplă mai departe, pentru că România aceea a fost socialistă, care vrea să se democratizeze în noua ideologie și nou curent al globalizării. Noi aici trebuie să distrugem, să dărâmăm toate zidurile, toate bastioanele care au însemnat economie socialistă, lume socialistă. Tot așa cum s-a dărâmat, probabil în străfundul minții noastre, spuneam că se va reconstrui. Din păcate a rămas doar la nivelul fericirii dărâmării. Da. Puteți să puneți și ghilimele la fericirea dărâmării. Uitați, știți ce m-a mirat pe mine? Adică informația cea mai surprinzătoare pe care am avut-o de la Virgil Măgureanu? În Arad, fiind, cunoscând oamenii altfel decât se cunosc între ei în București, îmi dădeam seama că mulți dintre cei care aderau la partidele de opoziție, care s-au dăruit cu trup și suflet renașterii partidelor istorice, au intrat în tot felul de grupuri, strigau destul de tare, adică mai aproape fals, niște lozinci pe care altădată, în urmă cu câteva zile sau cu câteva luni, le-ar fi condamnat ei, le-ar fi denunțat ei, îmi dădeam seama, după biografiile lor cu oamenii aceia și după carierele care le făcuseră, că se lăudau când au fost membri de partid, dar aveau cariere, fuseseră niște oameni ai fostei securități. Și intuiam, așa cum în redacția ziarului nostru au fost niște infiltrări atât de evidente, atât de evidente, și după cum se comportau oamenii aceia, că noile servicii speciale, să le spun frumos, articulate pe structurile vechi, lucrează din plin la nașterea, la formarea opoziției. Aici am avut confirmarea. Și informația pe care n-aș fi putut să o aflu de nicăieri din altă parte este această mărturisire a domnului Măgureanu că din 1990 și până la moartea lui Corneliu Coposu a avut întâlniri periodice cu șeful opoziției din România. Și Virgil Măgureanu, omul școlit în regimul comunist, mai școlit decât alții, datorită acestui acces special la literatură, despre teoriile puterii, despre democrație, despre faptul că nu există democrație cu doar un partid la conducere sau cu câteva grupuri care toate merg în aceeași direcție și că într-o democrație este obligatorie opoziția, ceea ce Ion Iliescu n-a realizat și care părea oripilat de-a dreptul, deci nu ajunsese la nivelul respectiv de a realiza că de fapt în lumea democrată pe care el clama că intrasem noi, are nevoie de o opoziție și că această opoziție trebuie tratată foarte civilizat, da, da, și trebuie chiar ajutată să se dezvolte. Virgil Măgureanu este cel care îi recomandă întâlnirile la alunare, sigur, cu opoziția China sau cum o descrie. Da, și Ion Iliescu este opac. M-a interesat chiar care era dialogul dintre el și Ion Iliescu. Am fost surprinsă să văd că de fapt Ion Iliescu înregistra informările la fel ca și Ceaușescu, fără comentarii. Fără comentarii. N-a apelat niciodată la el, deși Virgil Măgureanu, comparativ cu, eu știu, cu Gelu Voican Voiculescu, să zicem, sau cu Petre Roman,
era mai pregătit din punct de vedere teoretic ca să facă față unei consultări, unui dialog despre partidele politice, despre ideologie, cum ar, despre tendințe, sigur, despre cum ar trebui să arate țara aceasta din punct de vedere ideologic. De asta era și el conștient, că are un ego supradimensionat pe care îl lasă să se întrevadă în dialogul cu dumneavoastră. E acel moment când pleacă acasă în zilele Revoluției, mâhnit că se împarte puterea în jurul lui și el nu prinde niciun copănel. N-aș spune așa. Cred că în primul rând... Adică aștepta să îi se dea. În primul rând ești bulversat. În toată nebunia de acolo... Păi stați puțin, ori ești complotist și aștepți, știi că va veni schimbarea și după aceea te surprinde schimbarea. Păi dumneavoastră vedeți că Petre Roman nu fusese în complotul lor. Da, este numit prim-ministru. Stați din... că nu știm dacă era sau nu, pentru că Roman neagă vreo relație cu Iliescu înainte de 89. Iliescu spune dimpotrivă că au avut o relație trainică înainte de 89. Nu știm cum s-a consumat acea relație și apare, pe ce paliere. Nu apare în declarațiile, în mărturiile niciunuia dintre cei care alcătuiesc grupul Iliescu, Militaru, Măgureanu, Ioniță și așa mai departe. Zic că Roman a avut un alt traseu decât ceilalți, nu s-a școlit la Moscova, s-a școlit în Franța, altă rețea, altă și structură. În Franța erau servicii speciale. Sigur că da. Și da. Cele franceze, exact. Și cele sovietice erau prezente, și cele românești erau prezente, și un student român trimis în străinătate. Aveți în vedere faptul că un cetățean român, aceasta era o decizie care se prelucra la locul de muncă, nu avea voie să discute cu străinii. Ori un cetățean român care pleacă la școală în străinătate sau este trimis în schimb de experiență sau nu știu ce contracte să încheie, vă dați seama în ce relații bune trebuie să fie acela de mare încredere cu serviciile speciale ca să poată pleca. 7 ani a stat pe funcția aceasta Virgil Măgureanu. La un moment dat a fost o desprindere totală de Iliescu. Cum ați văzut acest episod relatat de domnia sa? Ca pe o fereastră de oportunitate pentru Virgil Măgureanu de a rămâne și mai departe sub Constantinescu în funcție? Sau chiar a văzut în Iliescu un ins care a întinat idealurile Revoluției și schimbarea pe care cu toții o așteptați? Nu reiese că își făcea iluzii că ar putea, nu intre în uzanțe ca un șef de servicii speciale. Da, părea deranjat de faptul că îi se cerea demisia de unul și altul, de noi miniștri de interne și adică lasă. Sigur, să transpire niște nervozitate. Este deranjat și cred, n-o mărturisește și cred că este deranjat că nu îi se oferă nimic după ce slujise patria, să spunem, 7 ani în calitatea aceasta de girant, ca să spun așa, a unor servicii speciale care își doresc o imagine diferită de ce se departajează de vechea securitate. Nu cred că poți să speri așa ceva, dar poți să sper că ți se va da încă o slujbă importantă, ori nu i s-a dat, și pe faptul, bazat pe faptul că se respectă un anumit algoritm ca după alegeri și har Domnului mai avea încă suficiente posturi, nu mai știu cum se numea atunci urmașul PSD-ului, cât să-l trimită, o spune la un moment dat, într-o ambasadă. Sigur, sau altceva. Da, într-un post. Ori el se întoarce la universitate, profesor. Nu mai este Academia de Studii Politice, este Facultatea de Sociologie, nu este nici măcar Institutul Național de Informații, pe care într-un anumit fel, îl construise în calitate de șef de servicii speciale. Deziluția față de Ion Iliescu trebuie să fi fost ceva mai veche. Gândiți-vă că dacă ai acces la aceste informații, tu îți dai seama, pe de o parte este ce se spunea înainte în limbajul securității, stare de spirit, poate că și acum tot așa îi spune. În anii 80 erau singurele rapoarte sociologice, între ghilimele, acele ale serviciilor speciale despre starea de spirit, pe care le avea și el, își dă seama că în acel moment
cariera lui Iliescu ar trebui să înceteze, poate că s-a gândit că trebuie să înceteze de tot. Păi spune și în carte, nu? I-a sugerat la un moment dat să se retragă o perioadă și să revină. Și eu îl întreb, cu exemplul lui Aliyev, știți povestea cu Haydar Aliyev, care a fost prim secretar în Azerbaijan? Și înainte, și în carte, exact, înainte fusese șef al KGB-ului din Azerbaijan, care s-a dat la fund în prima etapă. Va fi citit și el, va fi făcut altceva când au intrat în acea degringoladă statele foste sovietice. A ieșit la suprafață și oamenii care își doreau pace și liniște și ordine, sătui de atâta haos și de atâtea schimbări bulversante, l-au făcut președinte al Azerbaijanului. Da. Curios că nimeni nu se plânge că în București există o statuie a lui Aliyev. Nimănui nu-i pasă. N-a aflat încă cine trebuie. Și acum conduce țara fiului, deci a făcut o dinastie. Da. Și pentru cei care tot vorbesc de la noi, eu am fost într-o excursie în Azerbaijan și am rămas uluită. La noi se tot vorbește de remanențele comuniste, de mentalitățile regimului comunist care împiedică ei. Vreau să vă spun că eu am fost acolo uluită să văd că după 70 de ani de regim sovietic comunist dur, să vezi fostele colhoznice în moschei, cum umplu moscheile și cum au trecut la practicile și la ținuta recomandată de Coran. Sunt lucruri uluitoare. Da. Revenind la întrebarea dumneavoastră, răspunsul ar fi fost un fel de concluzie. Ați dat seama că era prea mare căciula pentru capul lui Ion Iliescu, așa cum evoluaseră evenimentele. Stați puțin. Bun, pentru capul lui Iliescu, dar s-ar fi potrivit alt cap? Păi asta e. Aici este întrebarea. Nu știm, dar... El este cel care îmi răspunde mie în unele dăți, dar succesorii lui. Dar succesorii lui. Bun. Iliescu nu s-a dovedit la înălțime. Eu am fost foarte interesată de postcomunism, de ce s-a întâmplat după 90 și am socotit că, vedeți, s-au scris și se scriu în continuare multe istorie ale securității. Nu cunosc să se fi scris o istorie încă a Serviciului Român de Informații, deși, iată, are o vechime de 33 de ani, ar fi și foarte greu de scris, că dacă eu m-aș apuca, să spunem, ca om liber ce sunt, să scriu o istorie a securității, m-ar lăsa în pace să o scriu concret, cum au făcut și alți istorici. Însă dacă vreo teză de doctorat, că bănuiesc că există teze de doctorat despre istoria SRI-ului, s-ar scrie și s-ar scrie din zona respectivă, are nevoie de aprobări și sigur, ar fi extrem de greu să fie făcută publică. Dar am considerat că este foarte necesar ca aceia care se vor ocupa de istoria serviciilor speciale să știe și cât de dificilă a fost această trecere, cu ce eforturi s-a făcut, s-a transformat, pentru că putem spune și așa, că securitatea s-a transformat, în Serviciul Român de Informații, care are alte legi, funcționează după alte regulamente. Foarte interesant ce spune Măgureanu raportat la acest subiect, cum i-au cerut americanii o construcție de la zero a SRI-ului și a zis, spune el că ar fi replicat, nu putem să facem o structură de inteligență cu oameni de pe stradă. Și jumătate din efectivele securității au fost folosite la structura democratică numită SRI. Într-un fel este normal. Da. N-ai fi putut... Știți cum e? Noi am transformat în normă tot nefirescul neguros al anilor 90. Am făcut democrația cu nomenclaturiști de rang 2, am făcut instituții democratice pe temelia instituțiilor nedemocratice, am aluat procurorii ceaușiști și am făcut miniștri ai justiției, poate și reformatori de justiție democratică. Adică poate că și asta e de fapt o disfuncționalitate a statului român. Astăzi are explicația în germenul acela 90. Este o conversie.
Da, dar conversia poate fi reușită sau deficitară. Nu ai de unde să aduci alți oameni profesioniști. Știți, același lucru i s-a reproșat lui Pătrășcanu. Una dintre acuzele care i s-au adus în 48 a fost aceea că nu a schimbat tot aparatul de justiție. Deși și aparatul din jandarmeria românească, schimbările s-au făcut menținându-i pe oamenii care nu aveau la activ niște crime, niște lucruri deplorabile în raport cu noua etică. I-au ținut pe aceea fie și ca să instruiască în profesie pe nou veniți. Mai imaginați-vă și dumneavoastră, puteai să-i culpabilizezi pe oamenii din toate profesiile. În primul rând puteai să-i culpabilizezi pe ginecologi. Cum ar fi, de ce au lăsat femei care își făcuseră avort să moară, nu? Da, da. De ce n-au făcut avorturi, chiar dacă exista legea respectivă? Și ar fi trebuit să-i schimb, nu? Cu cine-i schimbai? Cum formezi un ginecolog? Și aici sunt niște profesioniști. Aplici o schimbare în sensul de conversie, el spune că așa s-au făcut lucrurile, a existat o evaluare, cine poate să fie menținut. Bănuiesc că au fost și acolo niște cursuri de instruire, că am beneficiat de suport extern, am beneficiat de suport extern masiv, de suport occidental, de suport american, sigur vor fi duși ofițerii la formări. Sigur. Acum vreau să amintesc că doar atât, ceea ce este și foarte surprinzător. În prezent, Institutul de Învățământ Superior, care pregătește ofițeri de servicii speciale, este cel mai dezirabil în accepțiunea absolvenților de liceu. Are cei mai mulți candidați. Da? Da. Poate că... Instituțiile acestea militarizate. Pentru mine, înainte era pentru generația mea, să spui că vrei să te faci milițian, însemna că nu prea te duce mintea la prea mult, că ești un tip destul de brutal, destul de necioplit. Știți celebrele bancuri cu milițienii? Da, da, da. Securistul are și el un... locul lui în folclor, da. Da, cât uși de puțin pozitiv. Și acum... Într-acolo se îndreaptă cam un amendament, cu toate dezvăluirile de presă, cu toate lucrurile negative ieșite în spațiu public în toți acești ani, cu toate acestea, iată că prezintă interes ideea de securitate 2.0, SRI, intelligence, cum vreți să-i spunem. Nu că prezintă interes, pare extrem de atractivă. Apetisant. Extrem probabil de atractivă. Statut, salarii, beneficii. Nu, și cred că are și o anumită aură de mister. Ce faci acolo? Este o elită, elita inteligenței. Da, nu știu. Poate că mai e și mirajul transmis din generație în generație. Da, o chestiune de final, doamna Betea, și un răspuns scurt. Ce credeți că și-a dorit cu această confesiune Măgureanu? M-ați încurcat din calea afară. Eu nu l-am întrebat. El voia să spună. Să spună cum s-au întâmplat lucrurile. Credeți că e o vreme a mărturisirilor? Vine o vreme a mărturisirilor pentru toți? Un soi de respirație dostoevskiană, așa, să scapi, să te eliberezi? Trebuie să ai în vedere și structura omului. Sunt oameni care, indiferent de vârstă, au o componentă energetică, componenta aceasta energetică fiind și cea, nu mă refer la cea fizică, mă refer în principal la cea motivațională, pe care și-o mențin până la moarte, până la mormânt. Niște oameni care nu pot trăi dacă nu fac ceva. Ori a susține un dialog care ia forma unei cărți este o facere. Nimeni nu va putea să-mi spună, citind această carte,
că aș fi avut vreun interes dincolo de, de cel epistemic. Dacă aș fi făcut un interviu de astfel de dimensiune cu Virgil Măgureanu când era director al Serviciului Român de Informații, sigur că puteam să fiu bănuită. Nu există niciun interes pecuniar, nu există niciunul de carieră, nu există niciun alt interes în afara celui de a afla ceva, cum de asemenea nici din partea lui nu poate exista un interes personal vis-a-vis de persoana mea. Cred că era o dorință în principal de întâlnire, de confruntare a ce știe el față în față spusele lui, lovindu-se de un om care n-a făcut parte din sistem, care a fost în felul lui în mijlocul lucrurilor și mai mult decât în mijlocul lucrurilor, am fost în mijlocul cărților prin care îmi propuneam să aflu eu răspuns la întrebările mele privind lumea în care trăiesc. Și din acest punct de vedere, nu regret munca pe care am făcut-o. Vă mulțumesc pentru acest dialog, doamna Beta. Vă aștept cu fiecare ocazie aici la evenimentul zilei. Vă recomand așadar cartea de dialog a doamnei Lavinia Beta, Ce s-a întâmplat de fapt. Citiți dacă vreți să știți. Vă mulțumesc așadar. Și eu vă mulțumesc dumneavoastră și vă mărturisesc o mare plăcere să discut cu cineva care nu-și consultă telefonul în timp ce vorbești și care mai ales a citit cartea despre care vorbești. Da, asta m-aș simți eu stupid să vin în fața dumneavoastră să pretind că știu despre ce e vorba. N-am cum să n-o citesc. Da, așa am făcut cu toate cărțile dumneavoastră și cu toate cărțile interlocutorilor mei. Vă mulțumesc așadar și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Vă aștept și data viitoare la o altă poveste. Pe curând!